la București cu Alex Minculescu și Andreea Bratu. 9 și 30 de minute, asta ca să știți încă de la început, Ami a compus piesa asta în cinstea mea, știa că eu sunt mai hodorog, din perioada când sound-ul ăsta era foarte familiar pentru mine Și eram obișnuit cu el Și a zis, să fie nostalgie pentru Minculescu. Glumezi, desigur Bună dimineața, Ami Bună dimineața și bine v-am găsit Bună dimineața, bine ai venit Am -o auzit, o... mă scuzați că vă întrerup Nici Am o auzit problemă, înainte să intru ascultam. Stăteam acolo în cealaltă Așa. cameră Și am auzit că vorbeați voi De cum îi facem o introducere lui Ami da. Cu gheghe, cu stilul gheghe Ghe Cu stilul gheghe <laughs> Și am zis ceva de genul Dragi concetățeni <laughs> Vă prezentăm noua, sau mă rog, o tânără speranță a muzicii ușoare din România cu noul său șlagăr Nostalgia. A, așa ar fi trebuit să sune pentru... Pe scena de la da, cu o voce de aia, exact, ca nu, de pe vremuri. De pe vremuri și mai îndepărtată de fost. Bună dimineața, simanța ascultători! Exact, În acest moment, avem o nouă invitată, Ami! Ultima oară când ai venit aici, știți din sport, deci da, a fost pe da. Vă mai citesc, nicio problemă. Bun, ce mai faci, cum ești? Foarte bine, foarte bine. Sunt nostalgic în această perioadă și de obicei, oricum, toamna așa îți dă un aer de asta nostalgic. Da, mă bucur că am lansat piesa asta și că sunt aici cu voi în dimineața asta. Și noi ne bucurăm că ai lansat-o, mai ales da, că sună foarte bine. am început treaba. Am intrat așa în forță după o perioadă de pauză. Am stat un picuț așa să, să mă reculeg, să-mi rescolesc trecutul, și iată că a ieșit, te ai a ieșit piesa asta. Te păcat cu tine? Ori, da. okay? piesa asta pot să spun că mă vindecă sau m-a vindecat de, de trecut, uh, și uh, asta am și doresc de la cei uh, care ascultă piesa asta: să le dea așa forță și curaj să-și îmbrățișeze trecutul și să facă pace cu el. Uh, chit că știm cu toții. Vorbaia că nu e bine să, să stăm în trecut, dar e bine să ne întoarcem în trecut, să, să facem pace cu trecutul nostru, în cazul în care, nu știu, e unul neplăcut sau. Adică, e, piesa lucruri este, este, este nu pentru, pentru toate tipurile de nostalgii. Mie îmi dă piesa asta, așa ceva, de genul, e bucurie cu nostalgie. Uh, e are și forță, și vulnale, vulnela, uh, vul vulnerabilitate, vulnerabilitate dar în dimineața asta mă scuzați, Sunt a puțin obosită. Da, sunt puțin obosită. Um, da, și um, dă și bucurie și tristețe în același timp. Uh, mă face și să-mi amintesc de, de lucruri frumoase și de lucruri mai puțin plăcute. Dar e o piesă care îmi dă forță în același timp. Și, chiar așa și sper e. să Ce transmită chestia asta mai departe. Oricum, Ce e pentru, zis? pentru toate, nu știu, tipurile de, de nostalgie, de bă, vârste, de... Bă, de sentimente și ți zis că în mașină -o, o să, o să încerc Să <laughs> o dați la maxim -o în o mașină la max. Dacă se aude și bine, e o mașină, care, mm -hmm. e o mașină O piesă care te duce așa, te, te conduce pe, pe, mai departe Spuneai că ți-ai rezolvat lucrurile Ai avut așa o perioadă în care ai stat tu cu tine Și acum da. te apuci serios de treabă da, asta fac eu, asta este lucrul pe care eu îl iubesc mai mult, muzica și da, urmează din ce în ce mai multă muzică Și ce a revenit la setările din fabrică. Da, și-au revenit așa, în forță, pe nostalgie. Întoarcerea lui Ami. Să fie da. doar întoarcea lui Ami, să nu asistăm la întoarcea lui Ami 1, întoarcea da. lui Ami 2, <laughs> întoarcea lui Ami și, și da. imaginea da, da, asta da. de Cleopatra. Da, ai e mai ai fi mers, să știi. E, oricum, toată lumea se, se așteaptă să, să mă vadă blondă, Așa cum mai ești nou. În Așa cum ești în clip. A, da, da. E o identitate, să zic, vizuală a videoclipului. A, însă. Mă pregătesc să facă o schimbare în sensul ăsta, că -mi place foarte mult. Și, da, în curând o să mă vedeți... Blonduță. Nu doar cu peruca blondă, dar să fiu eu naturală. Mai cel puțin așa. În, în variantele de blond, ce am văzut eu un videoclip, duce așa un pic spre Marilyn Monroe. Da, da, duce și Gwen Stefani, mi s-a mai spus, sau Lady Gaga, în zona aceea, Dua Lipa, bine, când era Dua Lipa blondă. da. Și clipul, dacă nu l-ați văzut, e disponibil. Puteți căuta, îl puteți vedea. Pentru că e în ton cu uh, atmosfera de atunci. Apare acel glob, apare o mașină, apare totul. Mulți clipici. Mulți clipici, multe paiete. Detalii, da, păstrezi așa da. tonul. De, da. A ieșit clipici. foarte frumos videoclipul. L-am filmat cu Cuba. Uh, și a ieșit extraordinar. Deci că sunt 408.000 de vizionari. Da. Acum trei zile adică ai pornit... Merge foarte bine Și bine. avem super feedback E un stil nou pe care Îl abordez Și aici la butoane Și de sound S-a ocupat Adicol Ceru Care vine de fiecare dată Cu câte o propunere nouă La mine Și eu sunt deschisă Acum s-a potrivit acest stil muzical Pentru că în playlistul ul meu am doar muzică de genul ăsta, disco, doar asta ascult în continuu și, nu știu, mă bucură sufletul extraordinar de mult și mi-e -mi place să să experimentez, așa cum ați văzut, atât pe imagine și lucruri, cu peruci și tot felul de preze, cât și pe partea muzicală. Simt că pot să abordez mai multe stiluri și mă simt confortabil și atunci... A... Eu cred că muzica este despre asta, nu e neapărat să rămân într un anumit stil, că dacă luăm dacă ne întoarcem în timp, <gânt> acum din 2012 de când m-am lansat eu, am început cu latino în spaniolă, după care am trecut ușor de la colaborarea cu Grasul XXL deja vu la un pop. Între timp am mai scos ceva latino, m-am îndreptat înspre un nici nu știu, uh, electronic așa uh, am intrat și în zona de trap Îți uh, cauți identitatea sau nu, pur și simplu vrei să explorezi măcar, uh, mai multe am mai multe uh, identități, ca să zic așa uh, muzicale și chiar mă, mă regăsesc în foarte multe în foarte multe zone uh, și simt că pot să le fac. Că dacă n-aș simți să fac lucrurile acestea, aș rămâne probabil într-o zonă. Dar îmi place să, să experimentez și să vin tot timpul cu ceva nou. Uh, depinde de cum uh, simte interiorul meu, Cred că, ceea ce îmi place de... într-o anumită perioadă, da. pentru că de multe ori, uh, nu știu, într-o perioadă anum, anume, um, probabil că vreau să lansez uh, doar piese, nu știu, pop sau uh, balade, dar uh, sunt perioade în care vreau să nu știu, scot muzică un pic mai veselă Sau cu o tentă mai mișcată Sunt tot felul de... Cred că în de momentul ăsta să... mii... Colinde, da, nu, nu, Măi, lasă, mai să știți stai? că m-am sezonul... gândit păi, Și pop corean, să mai, nu mai canți, -ai pop rămas corean. câte zile până la Crăciun Că nu, <laughs> nu știu, dar... Nu, Câteva, nu, uh, nu uh, mai am Apropo de colinde, eu îmi doresc și am în plan acest lucru Nu știu când se va întâmpla, cum se va întâmpla Însă mi-aș dori la un moment dat să, am, să scot un album de colinde uh, Și chiar... Uh, nu știu să să merg într un turneu de ăsta, nu știu. E un vis al meu pe care l-am de foarte Mama, mult deci timp. nu cred că acum și Foego și hrușcă, Simtru. și și sunt modelul. <laughs> nu, 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 e nu pe modelul ăla, ci pur și simplu, nu știu, Glorie. simt chestia asta de Crăciun, <hâng> la fel e un sentiment atât de frumos mm. și de sincer, sunt foarte atașată de această sărbătoare și de colinde, de toată atmosfera din perioada respectivă și chiar chiar îmi doresc să fac chestia asta, adică No, cred că am am. Da. De tine, apropo de aceste colinde, cu cine s-ar putea să ai o colaborare pe, pe zona să scoți o piesă un colind. Cu, uh. cu tăticul. Cu tăticul, colindul. cu, cu, <laughs> cu rușcă, ar fi frumos. Uh, cu Paula Selling, pentru că da. noi am și colaborat uh, și chiar și ea are, un, uh, cred că un album de, uh -huh. de colinde, și țin minte, că de acolo cred că am chestia asta, nostalgia asta când cântam cu ea în backing vocals, înainte ca eu să, să mă lansez, mergeam în, într-un tur de ăsta de colinde, în toată luna decembrie, nu stăteam acasă aproape deloc, și era atât de frumos la concerte, atât mă bucuram de toată atmosfera aceea și știam toate colindele, era o bucurie pentru mine și vreau Ce și drăguț. eu Îți Deci teama. pe vremea nu ploua infernal Ci bestia. bestial <laughs> da. E mișto până la urmă Despre asta vorba în muzică față de anii trecuți, când nu avea tea mijloace să te promovezi, nu erau Spotify, YouTube mm -hmm. și alte canale, puteai să rămâi ca să te nișezi pe ceva. Acum când e atât de multă lume, e atât de multă ofertă, dacă nu blocat, s-ar putea să ai desferit. Faptul că nu schimbi radical, că nu o să treci acum pe black metal. Asta nu, e clar. Dar faptul caz. că explorezi soundurile noi, uite, ai trecut acum în soundul anului 80. Poți să revii da. în soundul anului 2023. Adică, nu cred că mai e o regulă. Cum e și la vestimentație. No. -a, moda este așa. Nu, moda e cum te simți. Bine, da. ce ți place și da. îți vine bine da. până la urmă. Până la urmă urmă, indiferent de stilul muzical pe care îl cânți sau care îți place și pe care îl simți să-l tu ca artist. Eu zic acum, mă refer la mine, tot este amprenta ta acolo. Interpretarea ta, pe timbrul tău vocal, emoția pe care o pui tu. Deci practic nu mi se pare că ești neapărat diferit. Ci pur și simplu vii cu o noutate sau cu o altă variantă a ta, pe care o expui publicului și asta cred că e bă, cumva plăcut și pentru fani, pentru susținătorii care bă, îți cunosc mai multe laturi. Mai multe versiuni. Da. Nu, v-ați vorbit, ați venit în geș de piele, geș de motor. Fix eu care ascult genul. Da, așa, la tacloale aici. Da. Fix eu <laughs> la fetele, care ascult genul și, sunt normal. mai, uh, Nu mai black metal, trei Cafetele, e frumos. am venit așa îmbrăcat. Hey, e, e cafetele, foarte bine, ce <laughs> Păi și eu sunt în blugi, în blue blue. Și ok? Eu mi-am luat o cămășuță de astea, deci că mă duc la școală. <laughs> Chiar ai amintirea, am mai... ai coșmar cu școala? Că am depistat mai devreme că e al treilea coșmar pentru oameni. Visul ăsta că te întorci la școală. E un coșmar? A Acum light? nu mai e niciun coșmar, îți <laughs> dai seama. Coșmarul meu să mă trezesc dimineața, sincer. De vreme, nu sunt o persoană matinală deloc, deși e foarte ciudat că e un paradox, îmi plac foarte mult diminețile. Când se întâmplă să mă trezesc de dimineață, să stau liniștită la cafea, bus, e, e, liniște totală, nu sună nici telefonul. Mm. Nu e, e... genul talk to the hand? Da, nu e nici, cum să zic, trafic mult și atunci, na, e, te liniștește o dimineață de asta, dar... dar e frumos na. să nu știi cum arată viața înainte de ora 10, adică zic și eu. Nu prea, nu prea reușesc să mă trezesc cum mi-aș dori eu, doar dacă este necesar. Pentru că, na, se întâmplă să stai noaptea în studiouri sau ești în weekenduri la concerte, ți se mută fusul orar, ajungi dimineața acasă. Adică nu prea poți să ai un program foarte constant. Tu, ca artist, da, pasante. mă, dar poți să-ți da. permiți la un moment dat să mai pierzi nopțile. În cazul tău, la 18 ani, na, ai toată viața înainte. Da, mulțumesc frumos! <laughs> Plăcere! Ce Acum drăguți. nu mai îmi permit. Dacă pierd o noapte, mă recuperez într-o lună. Mă tărăs pe aici. Da. N-am chef de nimic. Nu, cum e... Uite, noi ne încărcăm bateriile reciproc. Da. Pentru că Andreea poate să-ți confirme: când venim <coughs> amândoi, încercăm să ne mobilizăm, așa că altfel mm -hmm. ne am la proces verbal. Deci, nu, nu avem nicio șansă. <coughs> tu cum îți încarci bateriile? Sau reîncarci bateriile? Stând și relaxându-mă, uh, făcând nimic. Nimic. Exact. Asta e, frate. Sau, Deci, vă spun acum una nouă, cred că nu știe nimeni, nici ai mei, nici absolut nimeni. Mai nu știu, mi s-a pus, poate am văzut, am intrat într-un magazin recent. Uh, într-un supermarket și am văzut niște integrame, rebus. Eu când eram în tinere, în tinere vorbesc de zici că nu știu <laughs> cum Așa, În Dumnezeu adolescența am mea. Ani, da. uh, îmi luam tot felul de uh, reviste de astea pentru postere cu artiști. Uh, uh, erau uh, mai mulți artiști în integramele respective și mă fascinau. Cu ocazia asta completam și rebusul ăla. Berigoare. Da, mai făceam un antrenament, nu știu, mai dezvoltam, știu eu, creativitatea, creierul, habar n-am. Măi, și am intrat acum recent în, uh, într-un magazin și am luat uh, vreo două, trei integrame. Și efectiv, în câteva seri, m-am pus și am făcut integrame. M-a relaxat tare. chestia asta, nu știu, am simțit să fac chestia asta pentru că mi-a adus aminte așa de un sentiment uh, din trecut. Și am zis, ia mă, ce are, hai să iau și eu revistă o să văd care treaba cu... Știi, să văd dacă mai știu să fac, integram, dacă s-a schimbat ceva între timp. Și s-a schimbat ceva că și eu o făceam? Uh, nu, nu, nu neapărat, okay. nu neapărat. Uh, însă e, e nice, adică mi-a mi plăcut. Ia uite, vertical, unul vertical. Tratate de cosmetică la vremea bătrâneții. Uh, tratate de cosmetică? De, si. Tratate din cosmetică, da. la bătrânețe. Uh, și din câte cuvinte? Din 10. Prea greu. Din 10 E prea mult, trebuie să. Uh, femei, deci tot pe vertical. Zi pe vertical, da? Femei aflate într-un moment de rătăcire. Bă, da unde am găsit -o? Pierdute, nu? Pierdute, da, și mm. la pierdute m-am gândit, dar depinde de, de ce... Câte... Depinde de celelalte da. cuvinte câte, din da, Și de celelalte cuvinte și de câte, câte litere câte sunt... Ia asta nu-mi place. Ia, mm. hai să mă întorc. Ia uite, avem Rebus online, habar n-am. Mi-a dat de lucru. Ai păi trebuie, ]ul trebuie ]ul să monstru. le vedem și noi. Și mai întâi eu le completez pe la scurte. <coughs> normal. Ca să... În da, trafic. Și pui uh, cuvintele din mijloc, sau da, și uh, te ajut acolo. Foarte tare, și în uh, prima da. audiție aici deci, mi-a spus că uh, rezolvă rebusul. M-a luat așa nostalgia cu totul. Cu totul, da? Uh, și la propriu și l figurat în tema perioadă și mi-s-a părut interesantă chestia asta cu, -ă, cu, cu cu rebus, cu integramele, zic, Doamne, ce m-a apucat. Dar da, acum, ce? asta normal, e normal, îți să știi. Da, chiar mi se pare drăguri. și mai făceam chestia asta că mergeam la plajă. Mhm. Uh -huh. uh, la soare, luam o integramă. Și-o completam. Acum am vreo două acasă și S -s mai... când mai am timp și așa să mă relaxez sau să, nu știu, să îmi eliberez efectiv mintea, în loc să, nu știu, mă uit la un serial sau să citesc ceva, nu știu, efectiv am simțit să fac chestia asta și m-a relaxat și, nu știu, -am, am făcut treaba asta și chiar și înainte să mă, să mă culc. Deci, a de acum înainte, cei care ne ascultă da, și vreau să-i faceți asta. un cadou, uh, să-i oferiți niște integrame. Presupun că le vrei pe la de nivel uh, greu. A, nu, mediu. Mai... Mediu. Da, nici nici de alea nu să nu contează E, ok. Le... Acolo ca să nu depuni nici foarte mult efort, că vreau să mă relaxez, adică. Corect, adică nici să nu <laughs> E de relaxare, <laughs> să nu te enervezi după cuvinte. Îmi plac șaile de începători, că pe alea le completez 100% sau, adică. <laughs> eu mă mai jucam da, mai jucat de la de copii mici, în 2-3 ani. Petri, sau pe, ce? Pe, nu, tot asta cu pe telefon. Din dar cu două trei cuvinte să, să combin litere, știi? A, și să-ți iasă mai multe cuvinte. să -ți a, a, la da. La da, variante, da, da. da Fix așa se numește jocul, cu cuvinte. A, da, cuvinte. cuvinte. A, da. gata, da. l-am la, avut și eu. Eu da. am încercat să-l să să hăcuiesc, să-l hăcăresc, de fapt. Ca da, să -l da, l da, 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 da. L-am jucat și eu, dar acum da. îmi schimb telefoanele, mi se mai șterg aplicațiile. nu. <laughs> adică și tu îl strigi pe Siri acum, nu? Nu, eu nu vorbesc nici cu Siri, nu nici cu Alexa sau cum le cheamă. Cu nimeni nu vorbesc. Nu, nu. E bine, eu mai vorbesc din când în când cu ei. vorbesc cu mine cel mai mult. Ai, te întreb și spui și Eu eu răspund, cu mine mă cert Te cert cu tine? Mă și iubesc, că da, poi avem o relație foarte... Ce zori ești? Balanță A, da, e. Pune, balanță tot La extreme, da. suntem Hai că e ziua ta în perioada, a fost, nu? A fost, a fost, pe 28, 28 septembrie, Da. Să fii sănătos. la mulți ani mulțumesc, La mulți mulțumesc Ai reușit să revii pe piață, ne bucurăm Amin, zic, zic eu E mișto ai reușit să, să, te, revii, să fii ok Uh, arăți bine, uh, muzica sună bine, uh, viitorul sună bine, e, amia da, noastră exact. s-a întors în... Uh... Trecutul sună bine. Mă, trebuie să te cu el. Ai făcut-o, dă-ne da. dă și nouă rețeta, că mai avem fiecare câte, <laughs> câte da, ceva. Da, măi, dar merite vreo... să ne fie dor, știi, de, de ce-am trecut, tre ce -am trăit în trecut, pentru că, știi cum, chiar dacă se spune că trăiește clipa și nu te întoarce în trecut, practic, noi suntem definiți de toate experiențele noastre din timpuri vechi. Ca să zic așa și sunt uh, experiențele care ne-au făcut să evoluăm și să devenim cine suntem astăzi și să știm cumva, adică ne-am învățat cum uh, să să ne trăim prezentul. Și am despre asta și și piesa asta. Ce frumos. frumos. uite, dacă tot am menționat de trecut și de amintiri și de experiențe, așa. dacă poți să ne spui momentul tău de epic fail? Un moment din asta ori amuzant, unde ceva unde zis, amuzant, Doamne, Pământule, ce-am făcut? Ai pățit-o vreodată? Nu știu, te-ai împircat pe scenă, ai uitat da, Noi am pățit din asta. eu pot să spun de momentul meu de epic fail când am căzut la metrou. La, la, ale mele sunt cu căzături. Am căzut am la metrou la viatorilor. Am măturat o întreagă cohortă de oameni. <laughs> da, care de, de, de la treapta de sus m-am dus pe burtă până jos și am luat ca la popice tot ce a fost da. în spatele meu. Uh, în public ziceți, da? În public, da. da. Uh, epic fel, mamă, dar stai sta, sta să mă gândesc. Eu de asta cu căzături. Mulțumesc lui Dumnezeu. N-am avut parte. Până acum, pe scenă sau mm -hmm. în public, nu s-a întâmplat. Dar stau să mă gândesc dacă am buctat-o vreodată la vreun eveniment sau. Să fi confundat pe cineva. Există. A, a, am în minte uh, un moment. Uh, Unul din adolescență, când mergeam în. Uh, în La Olimpiade, la vioară Am studiat 12 ani vioară Și uh, -am, am făcut varză absolut Tot concertul și tot programul pe care trebuia să-l cânt uh, Eu știam foarte bine ce am acolo de cântat Însă din cauza emoțiilor și a emotivității O specleam foarte des asta e una și țin minte că am fost foarte rușinată Și nu vă zic, mm -hmm. a fost o mare traumă și s-a mai întâmplat odată la un concert, uh, când pe vremuri mă duceam pe negative, acum merg cu band în concerte, și eram la un uh, bal al Bobocilor. Și țin minte că am avut foarte multe concerte în acea perioadă, și uh, răcisem. De pe o zi pe alta, am rămas fără voce, fără. Deci, efectiv, nu mai puteam să zic nici măcar bună seara. Și norocul meu a fost oarecum, noroc în ghilimele, că eu trebuia să mă duc să susțin concertul, adică copilașii m-au da. chemat, trebuia să onorez invitația și să se bucure de balul lor. Eram singura artistă care cânta atunci, deci trebuia să le fac seara. Și um, am intrat pe scenă cu pozitive, deci de <laughs> direct, <laughs> și Ai când, când artistic, voiam să da. zic bună seara sau să cânte cu mine sau ceva, microfonul meu nu mergea. Și tot așa, și după aia vocea mea de pe bandă tot cânta. Oh. Și la un moment dat, când s-a oprit muzica, aveam și un MC atunci pe scenă cu mine. Deci, ăla, tot, hei, eu, nu știu ce, ăla, eu nimic. Deci eram, zici că eram artista, nu știu, ceva concepătoare. Atât de cringe a fost momentul ăla, și la un moment dat, la, la o pauză, um, între piese le am zis. Îmi cer scuze, sunt răgușită, răcită, am răcit, din păcate. Vă rog să mă ajutați, să cântați cu mine, nu știu ce. A, toată sala în momentul ăla a fost ceva de genul: Oh, le oh, că eram la început și oamenii nu știau cine nu sunt, cum legeam. sunt, mă chemaseră pentru primele mele hituri, dar până convingi lumea, ei credeau că sunt un produs de la de pe la început și că fata n-are voce, că nu poate să cânte, că nu știu ce. Deci atât de rușinată am fost. Ea care are o voce suavă la sfârșit. Vă mulțumesc pentru voce. Dar nu ești și de cuvinte. Adică nu nu se înțelegea ce spuneam pentru că efectiv rămăsesem fără voce. Noi am mai vorbit, da uite a venit și Răzvan. E acolo... Răzvan, domnul Răzvan pe te a stat în spatele tău, te-a te, -a, te -a ascultat. A, de -a în... tu semn. Da, -a, da, da. El făcea, nu făcea măscări, dar urmează să vorbească pe bune de 10 ori România. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim în general că te-ai întors. Nu doar în studiul București FM, ci pe piața asta muzicală care avea nevoie de Ami în forma aia Mulțumesc frumos! Bună. Te luăm la național, te punem atacant. De, de piesa asta. <laughs> ne bucurăm o dată în plus pentru că vom închide matinalul cu ea. Cu tine o să ne mai reîntâlnim și te așteptăm cu din nou cu tot fel de surprize și baftă la rebus și baftă cu tot ceea ce faci. <laughs> Mică <mersi>, Cleopatra. Mersi. <laughs> pentru cei ce nu știu de ce e Cleopatra, să se uităm pe Facebook. Acolo pe la clip. Sau pe YouTube la clip. Răzvan petrecut de 10 ori, România. Noi mâine dimineață cu matinalul la 6 ca de obicei. Să aveți grijă de voi. Ceau! Ceau!